Cine bagă marfă? Nu știu, la spital. A, da, ai văzut ăla cu doctorițelea care îi omorau pe aia? Hei, Ana, unde ești? Vino încoace. Ana, vino încoace, unde ești? Am o întrebare pentru tine. Da, nu mă nebuni. De la un fan din Argentina. Da, nu mă nebuni. Un fan din Argentina întreabă dacă ești măritată, că vrea să vină în România să te cunoască. Aolo. Ia zi, ce facem? Vrei să-l cunoști și tu? Sau nu vrei? De la distanță, da. Nu, că el vrea să vină special să te cunoască. Da, da. Pe tine. Uh-huh. Zice că te-a văzut și că ești încântătoare. Și că vrea să... Nu mă face să râd, auci. A zis că vrea să îți... A zis doar atât. Cum era aia? A zis, parcă îți face din adis buzele cu roșu chis. Țeancă uraganul. A zis că vrea să sărute buzelele apetisante. Nu m-am nebunit. Deci tu ce vrei să... Vrei și tu să-l săruți dacă vine în România după tine sau... Doamne ferește! Dar cine ți-a scris acolo un mesaj? Un gagic, ce trebuie să știi tu? Păi ce, tu ai gagic? Păi n-ai zis că ești singură? Acu' ești măritată? Păi și omul ăla din Argentina care și-a făcut iluzii cu tine, acu' ce mai zice? Ce vrea? Poți să zică ce vrea, ce treaba mea cu el. Păi ce facem cu el? Îl dăm altcuiva, nu? Îl dăm Cristinei, că tot e ea singură. Ca să nu fie, nu? Uh-huh. Facem așa, uite, doamnelor și domnilor, deci avem un fan din Argentina care o vrea pe asta mică, ea zice că nu îl vrea, că ea e luată, prin urmare, avem altă colegă, Cristina, și o să îi dăm ei, că n-are rost să stea băiatul la singur, nu? Hai bine, pentru mai multe combinații, îmi trimiteți mesaje în privat, hai, Cristina, de vă iubesc. Hai, Cristina, de când zici că scrii